Urechi pe Daniela Bodrug să vorbească acum. Ați auzit probabil de la toți neprietenii noștri că în antimafie este doar Sergiu Mocanu și Daniela Bodrug. Dar ceilalți care mai sunt de vorbit o să vorbească și după Daniela Bodrug, chiar dacă aici se termină antimafie. Bună ziua, prieteni! Bună ziua, dragi prieteni, colegi, doamnelor și domnilor invitați, doamnelor și domnilor care ne urmăriți online în aceste clipe. Sunt unul din discipolii și condrumeții domnului Mocanu și sunt onorată să vă vorbesc în această zi aici, cu această ocazie a prezentării Republicii Unirii. Și vreau să vă zic că și să vă îndemn pentru, cu aplauze, pentru lecțiile de discernământ pe care le auzim în fiecare miercuri. Mulțumesc. Știați că mentalitatea unui om poate fi schimbată în 5 minute? Da, sunt studii de observație care dovedesc acest lucru. La noi, la moldoveni, din păcate, durează cam 60 de minute și în fiecare miercuri. Și sunt motive serioase de ce la noi lucrurile stau anume așa, despre care o să vă vorbesc. Prieteni, noi am întârziat. Noi, românii din Republica Moldova, am întârziat cu cel puțin 30 de ani. Noi am întârziat politic, noi am întârziat economic, noi am întârziat instituțional, noi am întârziat social și cultural. Suntem creația comunismului din toate punctele de vedere, politic, economic, social, cultural, instituțional. Tocmai de aceea, în anii 90, am început cu stângul. Și nu am fost capabili să cerem și să înfăptuim unirea atunci. Norocul nostru de atunci s-a transformat în eșec. Dacă în era comunismului minciuna, furtul și corupția au fost însușite cu desăvârșire și ne-au format, atunci, în era independenței noastre, acestea s-au perfecționat, din păcate. Iar starea de mediocritate a pus stăpânire pe toate sferele vieții noastre, fapt care ne-au adus din 4 în 4 ani guverne din ce în ce mai proaste, din ce în ce mai perfide și mai corupte. Suntem cel mai sărac stat din Europa și avem toate șansele să rămânem la coadă, dacă nu ne dezmiticim. Plecarea concetățenilor noștri în lumea mare nu este un act de lașitate sau de trădare, cum zic unii, sau lipsă de dragoste de țară. Nu! Plecarea concetățenilor noștri este un act de protest față de această societate în care trăim, față de aceste guverne care și-au justificat minciuna, furtul și corupția prin afirmația toți fac la fel. Adică un soi de complicitate colectivă. Concetățenii noștri plecați și puținii dintre cei care au rămas au demonstrat că nu toți fac la fel. Că sunt oameni care muncesc pentru a avea sau pentru care a fi stă în fața lui a avea. Iar onoarea stă în fața compromisului, pentru care contează dacă ești respectat sau dacă ești disprețuit. De astfel de oameni avem nevoie pentru ca lucrurile să se schimbe cu adevărat în viața noastră. Acești oameni
au protestat împotriva mafiei nu atunci când li s-a luat laptele și mierea de la gură. Nu au protestat împotriva mafiei cu crizanteme sau cu corturi și fete în corturi, ci au protestat cu riscul sănătăților și vieților. Acești oameni sunt păsări călătoare, le zic eu, în țări mai bune, iar în guvernele țării lor de aici și de dincolo de Prut au rămas viermi înfipți în untură, care se hrănesc, mănâncă și nu au grijă de țara lor. Forumul de astăzi este pentru acești oameni. Forumul de astăzi este pentru oameni cu discernământ și cu simțul moralității. Oameni verificați în situații de disperare, care au curajul să reziste în numele unor idealuri de familie, de țară și de civilizație. Republica Unirii este un concept politic care adună oameni în jurul unor lucruri înalte pe care le trăiesc. Pentru acești oameni, Republica Moldova de astăzi a murit. Dar nu și voința lor de a construi o republică nouă. O republică capabilă să depășească această stare de mediocritate și de barbarie pentru a învăța cât mai bine și cât mai repede instrumentele și valorile occidentale. La acest concept al Republicii Unirii s-a ajuns după ani și ani de zile de luptă, etapă după etapă, prin exerciții de gândire, de comunicare și de rezistență. Doar oamenii au ajuns la Dumnezeu prin gândire, prin conștientizare, nu prin credință oarbă. Și la fel ne ridicăm la idealul unirii și devenim capabili să-l înfăptuim prin discernământ, nu prin emoții exaltate. Cu alte cuvinte, putem înfăptui un ideal prin inteligență emoțională. Ascultând cântece patriotice și aplaudând, strigând, nu avem cum să devenim altceva. Dar primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru ca să înfăptuim unirea cu neamul nostru și cu civilizația occidentală este ca, prin exercițiul gândirii și al criticii, să devenim altceva decât ceea ce a lăsat aici comunismul și să dărâmăm ceea ce a construit mafia de toate culorile, din guvern în guvern. Republica Unirii este despre mecanisme imunitare bine puse la punct împotriva hoției, minciunii și imposturii. Asta trebuie să facem. Să învățăm să respingem aceste vicii și să ne apărăm de ele. Unirea nu poate fi realizată cu corupții, nici cu cei de aici, nici cu cei de peste Prut. Un hoț nu are un ideal decât plăcerea de a avea bani și întotdeauna va urmări acest obiectiv. Unirea nu poate fi realizată în afara instituțiilor. Trăim alte vremuri. Suntem într-o lume interdependentă. Exigențele instituționale de stat trebuie să fie deasupra raporturilor dintre noi, de grup, iar în relațiile cu statele occidentale, în vederea chestiunii românești, trebuie să punem pe masa discuțiilor prezentul, nu trecutul nostru istoric. Da, suntem două state românești, da, avem un trecut istoric comun, da, noi vrem să fim o țară și pentru asta noi facem eforturi comune ca prin modernizarea ambelor state să realizăm sarcina de a pune societatea noastră într-o rețea bine definită și eficientă de instituții și de reguli după modelul occidental. Despre asta este Republica Unirii
Și asta trebuie să facem ca să înfăptuim cu adevărat unirea. Și mă întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră, pot această sarcină să o realizeze cei care își pun speranța în faptul că un alt de plahotniuc va face unirea? Nu. Pot această sarcină să o realizeze cei care au căzut din torba lui Filat și nu s-au lepădat nici de el și nici de principiile lui de impostură? Pot? Nu pot. Impostorii din opoziție și mafia de la guvernare sunt factorii politici care ne rețin în afara lumii civilizate și departe de unire. Programul Republica Unirii este despre adevărul că unirea depinde mult mai mult decât ne putem imagina de capacitatea noastră de a-i da formă occidentală. Asta face programul Republica Unirii, de formă occidentală unirii. Și o să ne întrebați, dar când? Când se va produce unirea? Răspunsul este simplu. Unirea nu stă în timp, ci în efort. Unirea se realizează din momentul în care începem să depunem efort să scoatem din noi toate schijele sovietice rămase în gândirea și în atitudinea noastră. Trecutul a format identitatea noastră națională. Suntem români. Însă el nu creează viitorul nostru, pentru că viitorul este ceea ce facem astăzi noi, nu ce au făcut străbunii noștri. Viitorul stă într-un proiect în care să credem, pe care să-l susținem cu convingere și pe care să fim capabili să-l realizăm. Și atunci când stăm asupra acestui proiect, să avem întotdeauna gândul că viitorul este imprevizibil. Se poate întâmpla orice, poate veni o conjunctură favorabilă, putem avea din nou noroc, cum l-am avut în anii 90. Însă, pentru ca acel noroc să nu devină din nou eșec, trebuie să fim pregătiți și să facem un salt de mentalitate ca să fim capabili să separăm mediocritatea și impostura de valoare. Trebuie să fim pregătiți politic, economic, social și cultural pentru a înfăptui unirea. Spre sfârșitul intervenției mele, vreau să mai punctez un lucru despre diplomația unirii. Diplomația unirii stipulată în program, prin ea avem sarcina să ridicăm chestiunea românească la înălțimea munților Carpați, cum spune cineva. Și să ajungem să putem spune nu că România are nevoie de Republica Moldova sau invers, că Republica Moldova are nevoie de România. Nu! Să ajungem să spunem că Occidentul nu poate fără România reîntregită. Și frați în acest drum al nostru ne sunt Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și noi. Ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi este dovada faptului că cuvântul rostit nu se evaporă în aer. El zboară din gură în gură și formează un curent de opinie, de atitudine și de rezistență la toată mizeria din jur. Cuvântul de miercuri a schimbat mentalități. Cuvântul de miercuri este antimafie plus unire privind spre Occident. El a ajuns la multă lume bună de aici și de departe, la păsările migratoare, care într-o bună zi, în ceasul chemării, se vor aranja în stol, se vor întoarce acasă să scobească ultimii viermi rămași la guvernare.
Noi am întârziat, cum vă spuneam la început. Însă noi nu am murit. Nu mor caii când vor câinii, spune românul. Liberalismul și viziunea occidentală asupra actului unirii ne sunt călăuze pe drumul unirii. Așa să ne ajute Dumnezeu!